să bage mâna și pe dreapta și pe stânga, să ia firele, uite cum îi face fetița. Deci stai să-i pun un fir. Facem ghiocel. Dumneavoastră, de unde ați învățat? Oltenescu l-am învățat mai mult singură, pe un carpet. Dar la covoare am învățat de la un bărbat și o femeie. Lucrăm din familie, de la părinți. Mama mea lucra, dar nu lucra de-astea covoare. Lucra pânză, lucra alte... Niciodată nu scotea războiul din casă. Și pe mine m-a dat la meserie de să țesut covoare. Și lucrez de la 11 ani. Bag aici, ține cu mânuța asta așa, așa, cu asta așa și începi. Așa. Tot la fel, dai de sus. Așa. Și în continuare. Ce va ieși la final? Aici facem niște traistuțe. Le încheiem pe jumătate, le îndoim, le croșetăm pe margine, le punem baieră, deci tot croșetate, facem niște traistuțe. Ce face? Războiul este foarte mult. Schimbă picioare. E cred că pe la mama. Deci, vei, 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 foarte mult. Ai schimbat? Da. Schimbă. Așa. Acum, mânuța asta, dăm drum aici, așa, mânuța asta. Nu? Aici. Așa, 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 mai puțin ca să poți să iei. Le-am învățat ce însemnează asta. Ia spune, ce e asta? Bătală. Bătală. Astea? Ițe? Ițe, aceasta este... Scripți. Și jos? Pornoși. Așa? Uite. De cât timp veniți aici? Eu am mai venit de mai mult timp. Eu acum am început să vin. Și ce înveți aici? Multe lucruri noi, e mai frumos, chiar da. Îmi place. Nu e greu? Deci asta e firul, asta e așa. Ai lucrat ceva singură, cap coadă până acum? Și nu. Te învață copiii aici. Este și foarte frig, și țesut, și... Așa. Ție ce-ți place cel mai mult să faci? Mie îmi place să fac traistuțe din astea. Ai lucrat și la covor? Da. Și mai complicat? Stai, cam complicat. La noi această clădire, Căminul Cultural în fața căruia ne aflăm, nu găzduiește ocazional aceste activități să fie, vă spun sincer, nu apucă pereții să răcească, dacă avem în vedere, dacă într-o zi avem clasele de canto, popular, într-o zi de dansuri moderne, într-o zi de dans popular, într-o zi joia, în fiecare joi, avem întrunirea clubului seniorilor, format din, vă spuneam mai devreme, din aproximativ 40 de membri. Un lucru care s-a încercat să facă mult de alte localități, au eșuat și aici la început, s-a făcut destul de greu. Oamenii s-au lăsat greu convinși, că știți cum e, dacă un bătrân pleacă de acasă și spune că se duce undeva unde mai ascultă un cântec sau încearcă să facă o piesă de teatru sau să facă într-un cadru organizat diferite activități culturale, ceilalți de vârsta apropiată și nu numai apropiată, și cei mai tineri au tendința de a râde, de a lua în bajocul acest lucru. La noi s-a trecut de mult de acest moment, ei se întâlnesc în fiecare zi. Ce vreau să subliniez și îmi place să o spun mereu, că deja aceste activități se derulează dintr-o rutină așa cum se derula odinioară. Nu e absolut nimic regizat. Spuneați că ați venit aici, nu a trebuit să fie făcut niciun efort suplimentar, totul a fost aferent unei zi normale de joi. Copiii sunt interesați de aceste tradiții? Sau vin din obligație sau din plăcere la astfel de activități? Nu vin din obligație. Și băiatul meu e implicat într-una dintre activități, la dans popular. A încercat la mai multe, va mai încerca. Nu vin. Deja s-a creat o modă. Dacă în timpul liber ceilalți se duc într-o parte și încearcă să facă astfel de activități, ei găsesc un mod prelungit de a mai petrece ceva timp dar, împreună. Din punct de vedere al tradițiilor, ce e specific zonei? Înțeleg că aveți celebrele războaie.
Da, da, celebrele războaie și să știți că în afara acestui cadru organizat încă se mai lucrează și pe acasă. Știu destul de multicele persoane care încă mai fac acest lucru. Ceea ce ar fi ideal e ca cei mici să înceapă să preia ușor, ușor acest meșteșug, dar nu doar la, aș vrea eu, nu doar la stadiu de a-mi țese ceva pentru o fotografie, pentru un filmuleț, pentru a făcut o poză frumoasă într-o ramă. Eu aș vrea măcar o parte dintre ei, 3-4 pe un sat, să învețe atât de bine acest meșteșug încât să poată și ei, când vor fi mari, atunci cu siguranță nu vor mai fi acești bunici pe care îi pozați în spatele războiului, nu vor mai fi să-i învețe. Și atunci când tu știi doar noțiunile elementare, cu siguranță nu poți să transmiți mare lucru mai departe. Da. Vreau să vă spun că ne face parte într-un vechi proiect al meu, se numește Punți între generații. Am început acum 11 ani cu acest club și de atunci am căutat să aduc tinerii să învețe ceva de la generația aceasta bătrână, zicem noi bătrâni, acești oameni ajungi la o anumită vârstă, 80, 90, chiar 100 de ani. Pentru că am considerat că unul după ce iese la pensie are așa o stare de a rămâne în curte. Rămâne cu găina, cu curca, cu vaca, cu capra și nu mai este să socializeze cu oamenii. Și nici nu mai oferă tinerilor din știința lor. Pentru că vă dați seama, tot ceea ce s-a realizat până acum s-a realizat pe baza acestor oameni în vârstă. Și am făcut acest proiectel punți între această legătură între tineri și oamenii în vârstă. Ei, de atunci până acum am tot crescut generații, s-au cunoscut mai bine, la început oamenii erau, știți, priviți așa, bătrânii, niște un moș, o babă, ce, mai, vai, ce oameni, aici n-au făcut nimic. Ei, au început să se cunoască, am avut un concurs aici de poezie, am avut o discuție despre foamete, despre război, seniori au fost pe scenă, copii au fost în sală, puneau întrebări. Extraordinar, a fost, vă spun, nu mă așteptam să fie așa receptiv. Au început copiii să se dea seama de valoarea acestor oameni în vârstă. Au început să-și dea seama că acești oameni au fost în, la fel de bun ca părinții lor. Au început să fie respectați. Ba da, da, vă dați seama că noi, având și aceste clase de canto, muzică populară, de dans popular, s-au întrebat și altceva ce mai facem. Și am început să descoperim celelalte tradiții. Vedeți, să lucrăm în gherghef, să lucrăm în război, să lucrăm de mână, să croșetăm. Expunem de multe ori, avem în jurul diferite sărbători, în diferite expoziții, cum a fost de 8 martie, de ziua mamei, cum a fost de ziua copilului, lucruri făcute manual cu ajutorul bătrânilor către copii.